Legile iubirii. Laura a tot observat comportamentul lui Albert față de ea și se pare că este tratată cu oarecare indiferență. Am observat de mai multe ori că în pauza aia după live... Te fii atentă înainte de a începe. Te macină atât de rău? Păi da, că nu înțeleg de ce ești așa. Adică... Da, că dacă era, nu veneam să zic. Adică mă deranjează nu că ai plecat afară, că nici măcar nu te-ai uitat, știi? Când te ridici după scaunul ăla și când te văd că pleci direct, mi se învârte ceva la creierașul meu. Stai un pic. Dar Albert consideră că nu prea are ce să schimbe în comportamentul lui. Tu știai că eu sunt așa. Știi că eu de obicei nu prea mă joc. Da? Și cel mai probabil, cred că te așteptai să nu mă joc. Dar tot te-ai supărat. Da, pentru că eu când intru într-o relație, sunt atentă și la ceea ce vrei tu. Adică nu era nimic așa... Trătător, dar... Păi și să mă fi jucat doar așa... Bun, mă jucam de dragul tău, da? Și mă jucam fără niciun chef. Mă jucam așa, stăteam așa și mă jucam. Doar ca să... Doar așa. Ce ai preferat? Să mă joc așa, fără niciun chef și... Să mă plictisesc, să spun? Sau... Păi și tot erai plictisit oricum. Bun, dar să mă joc fără niciun... Doar așa preferai să mă joc doar de dragul tău? Spune, că asta sunt curios. Doar așa, chiar dacă eu nu aveam chef, chiar dacă nu doream, chiar dacă nu dacă preferai? Nu simți să faci ceva, nu o faci. Au, nu mai faci așa. Da, mă, mai bine. Poate greșesc, nu zic nu, dar... Nici nu vreau ca după să... Nu știu, să mă vezi altfel decât de cum sunt. Nu știu. Da, nu știu. Păi nu știu, unele persoane când sunt într-o relație, se mai schimbă, se dă unul după altul, adică nu mi se pare nimic greșit. Eu nu văd nimic greșit în asta. Păi și de ce nu te dă după mine? Păi, că vrei să fie ca tine. Bine, cum vrei tu, așa o să fac, o să fiu ca tine. Dar și tachinarea e dulce, chiar și fără cuvinte. Spune că mai da, e ceva. Nu că... am ce să spun. Păi haide că... Ce să spun? Nu am ce să spun. Nu vrei să mai spui nimic? Păi ce? Nu. Ești ok? Da. Ți-a trecut? Mi-a trecut. Nu mai fi așa. Păi îți vă față. Păi și ce vrei să fac? Să țar în sus. Dar de ce îmi faci așa? Ca să te liniștești. De ce ți se pare că nu sunt liniștită? Nu înțeleg.
Păi ce, nu tu te văd? Cum mă simți tu? Păi dacă nu zici gata, gata, cum mă simți tu? Păi te văd. Cum? Cum? Păi cum ești? Păi cum, că sunt liniștită. De ce nu recunoști? Păi asta e adevărul. Păi acum da. Și dacă nu ziceai gata, gata, eu tot eram liniștit. Da, cum eram? Dacă zic. Eram agitat. Păi. Da. Dar tu când zici că sunt serioasă, la ce te referi că sunt serioasă? Cu ce sunt serioasă? Adică în general sau ce? Păi da. Zici că m-a schimbat că sunt serioasă. Cum sunt serioasă? Dar nu neapărat. Păi tu ziceai că ești serioasă. Eu ți-am zis să lași. Ai spus tu că în momentul în care intri într-o relație devii mai serioasă, chestii de-astea. Păi puțin, dar și nu ți-a părut la modul ăla cum ai zis tu. Păi da, uite, de exemplu, seriozitatea pe care zici tu că o ai în momentul în care intri într-o relație, mie mi s-a părut că s-a manifestat așa, tu fiind mult mai închisă, ai mult mai multă grijă la anumite lucruri pe care le faci din momentul acela pe care poate, pe care poate înainte nu le, nu, pe care înainte le făceai. Ce făceam și după aia n-am mai făcut. Pe asta ai început să fii puțin mai, exact cum ți-am spus, mai închis. Mi se pare că-s la fel. Mamă, m-ai mâncat, pe bune. E cineva afară aici? Și eu nu înseamnă că nu te-am înțeles când tu ai glumit. I-am înțeles. Bine, dar tu la un moment dat ai spus că îți dorești să avem... Asta am zis, că vreau să avem și discuții mai serioase. Eu asta am zis. Păi și tocmai ți-am explicat, Laura. Ok, că putem avea discuții și când glumim. Okay. Atâta timp cât informația care este transmisă de oricare dintre noi ajunge unde trebuie și este înțeleasă, nu înseamnă că este ok. Și dacă suntem noi, dacă asta e dinamica noastră, nu denotă că nu avem o relație serioasă. Păi știu. Fiecare relația are dinamica lui. Da, fiecare. Da, mamă, încă. Uite, vezi, nu mă las să fac nimic. De ce? Când vrei tu, cum vrei tu? Și tu, de ce e mereu când vrei tu? Că așa este, că s-a șefut. Da, nu. Capricile iubirii. Între timp, ni s-a alăturat și doamna Mariana. Bună seara, mă bucur de prezența dumneavoastră și cele trei invitate ale mele din această seară, Ștefania Păduraru, Paula Chirilă și Andreea Primera. Bună seara, mă bucur tare mult să fim toate aici. Și chiar aș vrea să încep cu voi, doamnelor, și să-mi povestiți despre dinamica acestui cuplu care încearcă să se găsească, s-a găsit, se caută. Cum îi simțiți? Trebuie să înțeleagă că nu e niciodată, într-un cuplu, niciodată nu este doar cum vreau eu sau doar cum vrei tu. Întotdeauna trebuie să se întâlnească pe undeva pe la mijloc. Însă este la fel de adevărat că în această perioadă în care voi vă cunoașteți, trebuie să vă uitați la elementele de compatibilitate. Pentru că dacă nu aveți această capacitate să vă întâlniți la mijloc sau la început, de exemplu, Laura acum zice ok, nu mă deranjează, o dată, de două ori, de trei ori, dar adună foarte multă frustrare în timp. Și după aceea, la un moment dat, lucrurile se strică în cuplu. De aceea trebuie să vedeți ce vă place, ce nu vă place, să comentați unul cu celălalt, să comunicați, să vă spuneți în mod direct și clar și să observați câtă capacitate de flexibilitate, de adaptare și de negociere are celălalt partener. Nu știu, analizam așa cumva, după joculețul acela, dorința lui Albert de, de a-i îndeplini un
hatâr, dacă vrei... Un capriciu. Un capriciu, o dorință, voia și Laura să se joace. Nu era... Nu se făcea pată în soare, nu se rupea nimic, pământul în două, dacă ar fi jucat un joc absolut banal, chiar foarte amuzant pentru cineva care e la început de drum. Și cumva analizam inflexibilitatea asta și... Cel puțin mie una nu-mi pare specifică unui început de relație, când toate sunt frumoase, când vrei să faci totul pentru persoana care îți place și așa mai departe. Și asta un pic pentru mine a fost un, dacă vrei, un red flag, un steguleț, un semnal de alarmă, așa. Pentru mine una asta ar fi. Un semnal de alarmă, să zicem, la modul cum s-a pus problema. Mai mult decât atât, atunci când ești îndrăgostit, ești întotdeauna preocupat să-i faci pe plac partenerului. Și o altă chestiune extrem de importantă este că iubirea înseamnă a dărui. Și dacă nu ai disponibilitatea să-i dăruiești celuilalt partener, ar trebui să te întrebi. Cred că pentru treaba asta și-a și luat un vot astăzi, nu, Albert? Din partea lui Ștefan. Da, pentru ce nu mi-am luat vot? Da, mă rog. Da, Andreea. Senzația mea este că voi parcă aveți un plan în capul vostru. Planul se numește cum ar trebui să se desfășoare o relație. Mai întâi ar trebui să se întâmple asta, apoi asta, apoi asta, apoi asta. Și cumva planurile voastre sunt diferite. Pare că nu sunteți pe aceeași lungime de undă. Pare că nu aveți o viziune asupra relației asemănătoare măcar, dacă nu aceeași. Și atunci trebuie să găsiți, așa cum spunea și Ștefania, calea de mijloc, dar asta înseamnă compromis poate la început. Și gândit mai puțin și făcut... Mai mult simțit, să lăsați, să vă bucurați de momentele alea, nu să vă planificați, nu să fiți atât de rigizi. Pare mai mult serios din partea Laurei și mai pe joacă și experimentat și văzut ce o să iasă din partea lui Albert. Păi și nu e... Bine, dar nu e, nu zic că e greșit sau nu e greșit. Așa se vede de aici. E o discrepanță. Așa ni se pare că vă doriți lucruri diferite. Și Laura, într-o relație trebuie să și primești, nu doar să dăruiești de fiecare dată și să fii de acord cu celălalt, chiar dacă tu te frustrezi sau ești nemulțumită. Da.